Pace. Pentru timpul de închinare, haideți să citim Psalmul 142. Psalmul 142, o cântare a lui David, o rugăciune făcută când era în peșteră. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Îmi vărs necazul înaintea Lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea Lui. Când îmi este mâhnit Duhul în mine, Tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către Tine strig și zic, Tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele că sunt nenorocit de tot, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că sunt mai tari decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță ca să laud numele Tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine. Amin. Așa cum vedem din subtitlul acestui psalm, este un psalm scris de David când era în peșteră. Situația prin care trecea el era una foarte dificilă. Era urmărit de Saul ca să fie omorât, nu pentru că ar fi făcut ceva vrednic de moarte, ci din cauza faptului că Saul era invidios pe el. Iar în aceste momente dificile prin care trece, David alege să vină înaintea lui Dumnezeu, spune, cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog. Nu știu cu ce vă confruntați, nu știu prin ce perioade treceți, ce încercări sunt în viața dumneavoastră, însă știu un singur lucru, că Dumnezeu cunoaște. Dumnezeu știe ceea ce este în viața fiecăruia din noi, știe cu ce ne confruntăm, știe bucuriile noastre, știe încercările noastre. Acum vedem că David vine înaintea lui Dumnezeu și își varsă necazul înaintea lui și vedem câteva motive pentru care vine înaintea lui Dumnezeu și spune, îmi vărs necazul înaintea lui. David trecea printr-un necaz foarte mare, era urmărit de Saul ca să fie omorât și atunci când era urmărit de Saul, el vine înaintea lui Dumnezeu, spune, îmi povestesc strâmtorarea înaintea lui. El era într-o peșteră, la gura peșterii erau oameni care vroiau să-l omoare și în această strâmtorare el vine înaintea lui Dumnezeu. Spune, nimeni nu mă mai cunoaște, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Se simțea singur, oriunde apela, ori era trădat, ori oamenii care îl ajutau erau omorâți. În aceste momente David alege să strige către Dumnezeu. Nu cred că David ar fi venit înaintea lui Dumnezeu dacă nu ar fi știut că Dumnezeu poate să rezolve problema lui, dacă nu ar fi experimentat izbăvirea lui Dumnezeu în viața lui. Și însuși David îi spune lui Saul într-o situație despre experiențele pe care le-a avut el și spune, robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să-mi ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și îi smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul. Vedem că David își aduce aminte prin ce a trecut. La fel, David putea să spună în momentele astea, puterea mea, curajul meu m-au făcut să izbăvesc oaia din gura leului sau din gura ursului. Dar David îl recunoaște pe Dumnezeu. Spune, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Vedem că David îl recunoaște pe Dumnezeu, recunoaște puterea lui Dumnezeu în viața lui. Experiențele din viața noastră pe care le-am avut cu Dumnezeu au înrădăcinat, au cimentat credința noastră și încrederea noastră în Dumnezeu. Dacă da, atunci în aceste momente, în această dimineață, putem veni să-i mulțumim lui Dumnezeu. Vedem două afirmații foarte puternice pe care le face David, prin care își arată încrederea în Dumnezeu. Prima afirmație este în versetul 3, spune, când îmi este mâhnit Duhul în mine, Tu îmi cunoști cărarea. Nimic din viața noastră nu este necunoscut de Dumnezeu. Prin orice situație am trece, Dumnezeu cunoaște tot ceea ce se întâmplă în viața noastră. Dumnezeu cunoaște cărarea noastră. Ne uităm la
poporul Israel și la un moment dat Dumnezeu, poporul este luat rob, în robie și Dumnezeu vorbește prin gura prorocului Ieremia și spune căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire. Deși era în robie, Dumnezeu spune, eu știu ceea ce se va întâmpla cu tine, știu că nu vei muri acolo în robie, ci te vei întoarce în țara ta. De asemenea, Domnul Iisus le spune ucenicilor și ne spune și nouă astăzi, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Domnul Iisus cunoștea prin ce vor trece ucenicii, cunoaște prin ce trecem și noi datorită numelui său. Dumnezeu cunoaște cărarea noastră. Versetul 5, a doua afirmație puternică este, tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Această expresie, pământul celor vii, este regăsită în Biblie de 11 ori și face referire la a fi viu pe pământ, în contrast cu a fi viu în stare veșnică. David recunoaște că prin orice ar trece, el este mulțumitor lui Dumnezeu că este viu, că încă nu a murit. Nu știm prin ce situație trecem fiecare, nu știu cu ce ne confruntăm, dar prin orice am trece, poate că nu înțelegem ceea ce se întâmplă în viața noastră, poate că nu înțelegem de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă în viața noastră, poate că nu ne place ceea ce se întâmplă, însă știm un lucru, că Dumnezeu este scăparea noastră. Nimic nu este prea greu pentru Dumnezeu. Și tot ceea ce avem noi de făcut este să venim înaintea lui Dumnezeu, să strigăm către Dumnezeu și Dumnezeu ne răspunde. Nu ne răspunde pentru că vrea să scape de noi, nu ne răspunde pentru că suntem noi cineva, ci ne răspunde pentru că El ne iubește, datorită harului Său. El și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că l-a dat pe Domnul Iisus să moară pentru noi. Iar astăzi, dacă suntem aici, dacă suntem vii, dacă suntem în prezența Lui, este datorită harului, datorită dragostei și datorită bunătății Lui. Haideți în această dimineață să venim cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu, să-i mulțumim că El cunoaște cărarea noastră și nimic din ceea ce se întâmplă în viața noastră nu este necunoscut de El. Și să venim înaintea Lui că, deși trecem prin situații, avem această încredere că Dumnezeu este scăparea noastră. Amin. Amin.